Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă salutăm din nou din studioul Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, în cadrul emisiunii Pași prin Credință. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și vă mulțumim că de fiecare dată ne deschideți calea și ne oferiți posibilitatea să intrăm în casa dumneavoastră și să avem părtășie cu dumneavoastră. De aici, din însorita Arizona, vă transmite multe salutări și binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunii noastre, căutăm să avem invitați, oameni ai credinței, oameni ai lui Dumnezeu, care au experiențe, au întâmplări adevărate, istorisiri frumoase din viața lor, care merită împărtășite, care ne zidesc sufletește, care pot să aducă credință pentru un om care trece printr-o perioadă de îndoială în viața lui. În ziua de azi, împreună cu noi, îl avem pe fratele păstor Sandu Milaș, un frate credincios, un om al lui Dumnezeu, pe care îl cunosc de mulți ani de zile, cu care chiar personal avem multe experiențe din timpul construcției casei de rugăciune și o să revenim la acest subiect. Dorim să-i mulțumim pentru că a răspuns invitației noastre. Frații mai în vârstă, frații modești, au rețineri întotdeauna când este vorba de interviuri, televiziune, filmări. Nu sunt oameni care să dorească să fie în față, să fie lăudați, să fie apreciați. Doresc mai degrabă ca Dumnezeu să fie proslăvit întotdeauna și chiar pe unii dintre ei îi pierdem de la programele noastre și îmi pare rău că unii oameni de valoare care ar putea să fie împreună cu noi ne refuză pe acest motiv, deși că ar avea experiențe frumoase de împărtășit cu noi. Oricum, frate Sandu, vă mulțumim pentru că v-ați pus timp deoparte ca să veniți și să împărtășiți cu noi și cu telespectatorii noștri câteva din experiențele dumneavoastră. Înainte ca să înceapă dumnealui, vreau să vă spun că fratele Sandu Milaș este unul din păstorii bisericii noastre, face parte din Consiliul Pastoral, slujește de mulți ani în biserică. Ați venit în Arizona în anul... De 17 ani. Deci 1997. De atunci de când însu s-a mutat în Arizona, s-a stabilit în biserica noastră și am slujit împreună aici pe ogorul Evangheliei și după nevoile Bisericii Domnului Hristos. Mă bucur să îl avem încă o dată, repet, împreună cu noi. Și aș dori să înceapă dumnealui, dacă binevoiește, cu o experiență interesantă pe care a avut-o înainte de a se căsători în România, fiind la lucru pe câmp, la bordul unui tractor, ați avut o experiență nu chiar plăcută. Dacă vreți să ne dați câteva detalii și ce s-a întâmplat atunci. Ce pot să zic de la bun început e că Dumnezeu a fost în controlul vieții mele din totdeauna și o veghea, m-a păzit și m-a păstrat până în ziua de astăzi și nu m-a lăsat la bunul plac al vrăjmașului. Anyway, înainte de a mă căsători, am avut cam 47 de ani în urmă a fost asta, când eram pe câmp, undeva în Reșița, cu un tractor și cu o remorcă după tractor. Și drumul fiind cam periculos pe acolo, n-am avut încotro decât să merg așa cum a fost, dar până în cea din urmă m-am răsturnat cu tractorul, remorca peste tractor și a fost o situație foarte așa penibilă. Tractorul a fost pe câmp sau pe carosabil? Pe câmp, că nu era drum acolo pentru tractoare. Pe câmp era. Și atunci m-am răsturnat deci cu ele, cu tot,
Și eu am ieșit de acolo teafăr, sănătos. Și am mers și am anunțat organele, am anunțat la locul meu de muncă unde am fost și am spus ce s-a întâmplat. Și atunci compania au venit cu miliția afară să cerceteze cazul. Deci dumneavoastră ați făcut anunțul, nu altcineva. Eu am făcut anunțul. Așa. Și au venit acolo miliția, au venit personal de la companie, au văzut ce acolo, s-au uitat și atunci milițianul a pus întrebarea: dar unde e tractoristul? Și păi, eu am spus, păi eu sunt tractoristul, ești? Au zis că așa ceva nu există, asta e o minune, zice, care nu se poate explica. Pentru că cine a fost aici după ceea ce vedem noi acum, nu există să rămână sănătos, fără nicio zgârietură, păi el asta trebuia să fie mort deja imediat. Dar Dumnezeu m-a salvat și nu m-a lăsat să, nici să mor, nici să rămân cu nimic absolut, nici cu o zgârietură. Atunci au venit, m-au ajutat, am ridicat de acolo utilajele, toate. Remorca, trebuiau scoase afară. Tractorul, le-am, că au fost răsturnate, așa. Le-am scos afară de acolo și am condus mai departe. M-am dus la, mi-am văzut de treabă mai departe, de locul deci, meu de muncă. Un accident din care, după părerea milițienilor din vremea aceea și oamenilor în domeniu, trebuia să muriți sau cel puțin oase rupte, cel puțin spitalizare, cel puțin intervenții medicale. Deci după un astfel de accident, dumneavoastră spuneți că ați ieșit afară, ați anunțat dumneavoastră poliția sau miliția de atunci? Miliția și conducerea companiei la care am lucrat. Totul a decurs pentru sănătatea mea, totul a fost perfect. Nimic absolut nu am avut urmări din cazul ăsta. Pentru dumneavoastră și pentru cei credincioși, un astfel de accident sau de salvare din accident, mai corect, nu-i noroc? Eu nu merg pe bază de noroc niciodată. Eu merg pe bază de veghere a Domnului asupra vieții mele și binecuvântarea Domnului a fost aia care m-a salvat și mi-a dat putere mai departe și astăzi ca să pot mărturisi. Deci, la mine nu-i norocul, e binecuvântarea Domnului. Binecuvântarea și prezența Domnului. Și prezența Domnului. Domnul care stabilește numărul zilelor absolut. Și numărul anilor unei persoane și care are ultimul cuvânt absolut. În fața vieții și în fața morții, El este Cel care are puterea să intervină și să izbăvească. Deci încă din tinerețe, din copilărie, ați văzut mâna și brațul lui Dumnezeu care v-a ocrotit și v-a păzit în mai multe circumstanțe și situații care au fost la moarte sau foarte aproape de moarte. O altă experiență de care sunt în cunoștință a avut loc câțiva ani în urmă la locul de muncă. Dacă vreți să ne explicați, lucrați într-un timp la remodelarea unor apartamente, într-o clădire. E adevărat, de când am venit în Arizona, am avut trei experiențe mari cu Dumnezeu, trei mari care numai Dumnezeu m-a salvat din groapă și mi-a dat putere și viață, mi-a prelungit firul vieții. Una din ele este când am lucrat la apartamente, menager la apartamente și eu m-am dus într-o zi, am făcut un depozit la bancă. Când am venit de la bancă, am vrut să intru în birou, unde am avut birou și în fața biroului era un om, un de culoare, așa, care s-a uitat pe acolo ce-o vrut, nu știu nici eu exact. Numai el mi-a spus că a adus ceva să vândă la clienți, dacă găsește pe cineva care vrea să vândă. Avea câteva lucruri în mână, dar aproape nimica, tot ce a fost, nu a fost important. Și, da, eu am vorbit cu el. Nu era un chiriaș în clădire. Nu, era un străin pe care nu l-am văzut niciodată. A venit pe acolo fără să știu. Și atunci, ok, vinde, dacă ai la cine, vinde, am zis eu, ce ai. Nu și vi s-a părut că vinde ceva ilegal, vinde droguri nu, sau nu, ceva în genul nu ăsta? Nu, ilegal, lucruri bijuterii, bijuterii. Așa. Și atunci, eu m-am întors cu spatele la el să intru în birou, că era birou în partea dreapta mea, unde trebuia să mă întorc cu spatele. Și n-am apucat să pun mână pe clanța de la ușă, până când
el pe dinapoi a mea m-a atacat. Mi-a dat o lovitură cumva de eu am căzut jos acolo, în coma am fost și ce-a făcut numai ce am aflat pe parcurs de la alții până în cele din urmă, o femeie româncă din întâmplare a trecut pe acolo, care locuia acolo, care avea locuința într-un apartament acolo. O trecut pe acolo și aia o striga, tu l-ai, Doamne, deci a făcut o gălăgie mare. Cum face românul în moment de criză și ia, când e nevoie și atunci de intervenție. Ea a spus, cum a văzut că ăla mi-a fost prinsă capul și mi-l bătea de beton, de pardosea acolo, de concret, care am fost. Și de atunci am rămas fără miros, că mi-a zdrobit nasul și eu eram în comă deja, eu nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci mi-au luat actele și-au plecat. În gălăgie aia au plecat, ca pe în gălăgie aia a ieșit o femeie care o aveam angajată la mine, a ieșit din birou să vadă ce se întâmplă. Și atunci asta a luat-o la fugă, a plecat de acolo. Și de acolo a venit apoi salvarea, m-a luat în comă, m-a dus, eu n-am știut nimic până m-am trezit, poate a doua zi numai așa ceva, m-am trezit la spital. Când mi-am pus întrebarea, dar ce-i cu mine? De ce sunt aici? Ce-i? Și atunci niurserii de acolo mi-au explicat că, cum, nu știi, ai fost așa, te-au atacat. Deci dumneavoastră, după prima lovitură a respectivului, ați intrat într-o stare de inconștiență. Absolut, ia. Și nu mai aveți memorie din perioada de atunci, nu mai știți, doar din mărturiile. Din mărturiile altora. Dar anyway, am stat aproape o săptămână, am stat în spital până mi-am revenit și până mi-a dat niște tratamente ca să pot să continui mai departe. Dar Dumnezeu mi-a dat viață și de acolo m-a salvat, deci n-am murit. Dar eram foarte... Că apoi, tot din auzit, au venit până în cele din urmă niște detectivi care mi-au aflat actele la el în mașină, la asta, și mi-au aflat actele mele acolo și au întrebat ce-i cu ele și cum. Și atunci ei, pe baza actelor, au venit pe fir până la mine acasă. Așa. Și ei mi-au explicat ce s-a întâmplat. Că apoi respectivul în ziua aceea s-a dus în altă parte și a omorât pe un om. L-a omorât complet. I-a luat trocul, avea un troc, l-a luat trocul și s-a dus cu el. Și în trocul ăla erau actele mele împrășteate pe jos, pe acolo, toate. Și o consumat niște carduri care o cumpăra de el ceva pe ele. Carduri de credit. Credit carduri. Le-a folosit. Și atunci ăia, detectivii mi-au spus cum s-au petrecut cu el și că el e la închisoare. Și am și acum teancul mare de dosare și de hârtii care lawyerii avocații și tribunalul tot mi-a trimis informații despre ce se întâmplă și m-a făcut invitație să mă duc la cort și eu să fiu martor. Mărturie. Dar eu nu m-am dus, am zis că nici nu vreau să-l văd, nu mă interesează. Dumnezeu mi-a dat viață, eu îți mulțumim cu atâta că de la el și așa nu puteam aștepta la nimic. Să facă cortul ce-a vrea cu el, facă Dumnezeu ce-a vrea cu el, cu mine a făcut, mi-a dat viață, iarăși sunt în viață. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci, oricum, persoana respectivă a fost prinsă mai târziu pe prinsă. Parcurs și probabil că și acum e în detenție. E posibil că și acum să fie la închisoare, dacă ia. Că dumneavoastră ați ajuns la spital, țin minte că în ziua următoare sau a doua zi și eu v-am făcut o vizită, îmi aduc aminte de momentul respectiv, dumneavoastră erați încamețit, nu v-ați revenit complet, era sub influența anesteziilor, medicamentelor de durere și doar atât am aflat atunci că v-ați lovit, ați căzut, erați jos, ați fost atacat, nu se știa încă toate detaliile despre încercarea și criza prin care dumneavoastră ați trecut, doar că aveați o leziune foarte puternică pe creier și că e mare lucru că sunteți în viață și medicii sperau și noi ne rugam ca să intrați într-un proces de vindecare și să vă reveniți la normal, să fiți din nou un om sănătos și
Dăm slavă lui Dumnezeu care ne-a ascultat rugăciunile și iată că o altă ocazie în care Dumnezeu a intervenit într-un mod în care nu putem să explicăm. Un om care vrea să vă facă rău și Dumnezeu care intervine și vă prelungește firul vieții. Încercarea asta a venit nu la multă vreme după o alta la care vreau să zăbovim mai mult, pentru că și eu am fost implicat în ea și e ceva care rămâne în istoricul bisericii noastre, e chiar cuprins în cartea pe care am scris-o. Și e o experiență în care, din nou, am văzut intervenția lui Dumnezeu atunci când toate lucrurile ne stau împotrivă și când nu știm ce să mai credem. Vreau să menționez pentru cei care nu cunosc sau cunosc mai puțin, în anul 2001 noi am început construcția noului sanctuar aici la Happy Valley, clădirea pe care dumneavoastră poate ați văzut-o din poze sau ați vizitat-o cu vreo ocazie în anii trecuți. La începutul lucrărilor, faza cea mai importantă a fost în pământ și apoi partea metalică. La partea metalică aveam nevoie de un om care să fie priceput, meseriaș, în domeniu, pentru tăierea metalului și pentru sudură. Am descoperit atunci că fratele Sandu Milaș lucrează tocmai într-un astfel de domeniu și că ar fi omul potrivit care să intervină și să ne ajute și să participe în felul acesta la înaintarea lucrării lui Dumnezeu și la înaintarea construcției bisericii. După o discuție cu fratele Sandu Milaș, bineînțeles că dumnealui, fără echivoc, a răspuns pozitiv și am început lucrul. Din prima zi, când au sosit grinzile aici, când am pregătit plăcile metalice, însemnările, tăietură, suduri. Cei care cunoașteți această clădire, ea conține zeci de tone de metal și grinzi și suduri și plăci, tot felul de prelucrări metalice care au trebuit făcute aici pentru ca să se ridice acest edificiu. Fratele Sandu Milaș a fost pionul principal în această fază. Eu lucram cot la cot cu dumnealui. Țineam ruleta, însemnam și fratele Sandu tăia și apoi suda. A fost o zi foarte grea în care trebuiau instalate grinzile mari care susțin acoperișul. Grinzile mari instalate pe stâlpi, cele 8 grinzi. În ziua aceea eram pe șantier mai mulți oameni ca altă dată, datorită complexității acestei faze de lucru și curiozității oamenilor. Unii au venit de curioși, alții au venit ca să lucreze. Aveam angajate atunci două macarale care în tandem trebuiau să ridice grinzile. Grinzile se puteau instala numai două odată. Cele care se sprijineau una în alta, deci fiecare grindă se ridica sus împreună cu opusul ei. În ziua aceea munca am început-o dimineața și fratele Sandu Milaș era pe stâlpi ca să lucreze la îmbinarea grinzilor care sunt se întâlnesc în centrul clădirii cu grinzile care merg de pe stâlp pe stâlp. Era o binare complicată acolo și dânsul lucra. Despre ziua respectivă, până în momentul în care dânsul nu își mai amintește și nu mai știe ce s-a întâmplat, poate să ne spună dumnealui cum a fost ziua aceea pentru dumnealui. Pentru dumnealui, cred că până atunci ziua aceea a fost ca
alte zile obișnuite, ca un om cu experiență în domeniu. Și sunt convins că ziua aceea o țineți minte și n-o să o uitați niciodată. Cum a început ziua, din experiența dumneavoastră? Frate Cornel, dacă îmi dai voie să spun o altă mărturie, o mărturisire, mai bine zis, o mărturisire mai dinainte, care, sigur că da, sigur, scurtă. Yes. Avem timp, vă ascultăm. În timp ce lucram la sudură, la lucrurile care trebuie, noi am construit o piesă foarte mare care se pune în centru, în vârful clădirii. Unde se întâlnesc toate cele 8 grinzi despre care am vorbit. Da. Mi-a venit mie odată în minte o idee, nu-i bună. Recunosc că nu-i bună, de-aia vreau să zic că e mărturisire asta. În fața tuturor mărturisesc că am făcut o greșeală cât se poate de mare. Că m-am gândit eu ce fain ar fi să-mi pun eu numele pe piesa asta aici, că asta rămâne pentru totdeauna. Deși că vorbim de o piesă, ca să înțeleagă telespectatorii și alții, vorbim de piesa metalică, sub formă de octogon, care întrunește și prinde în centru clădirii toate cele 8 grinzi, dar acest octogon se acoperă, nu se vede. Nimic, absolut. E ascuns, nu știe nimeni de el. Dacă vii în biserică, dacă te urci pe acoperiș, habar n-ai că există. Trebuie să intri în pod, trebuie să te urci cu atenție pe burtă, probabil prin anumite zone, și așa să ajungi la el. Deci vorbim de o piesă ascunsă în clădire, nu vorbim de o piesă care urma să se vadă în ochii tuturor, dar chiar și lucrul acesta, după cuvintele dumneavoastră, considerați că n-a fost cel mai bun. Fratele Sandu Milaș, cu aparatul de sudură, a scris pe acest octogon 2 sau 3 nume, mi se pare. Ia, am scris mai câteva nume care, a celor care lucrau cu mine, printre care unul din frați a zis, nu, numele meu șterge-l de acolo, că nu. Și atunci le-am șters pe toate. A luat polizorul. Și a șters numele cu aparatul. Șters de acolo. Așa? Dar Dumnezeu a zis, ok, dacă tu ai vrut să-ți ai numele aici, lasă că-ți scriu eu numele. Altfel. Cum a crezut Dumnezeu, ca să se vadă de toți și să se știe. Și Dumnezeu mi-a adus ocazie când... Dumneavoastră faceți o conexie. Conexie cu evenimentul. Asta vă spune conștiința și e părerea dumneavoastră. Ia. Că ați făcut o greșeală aici și Dumnezeu, pe de cealaltă parte, v-a oprit, v-a stopat undeva în această lucrare. Acum mergem mai departe. Mai departe, am lucrat mai departe. Evenimentele care au fost în fiecare zi de pregătire și de lucru a construcției respective, toate ori decurs bine. Și în ziua când am început să ridicăm grinzile alea mari, eu am fost foarte excited, că mi-a plăcut felul cum se lucrează, cum merge lucrarea și cum arată biserica. Pentru că înainte de a începe, cineva mi-a spus din biserică, mi-a spus, bă, voi nu sunteți în stare să faceți așa ceva, asta nu e lucrare pentru voi, nu? Dar Dumnezeu a demonstrat că totuși, nu lauda noastră, lauda să fie a Domnului, că ne-a ajutat și ne-a dat putere și înțelepciune ca să putem să facem lucrarea. Dar, anyway, eu am fost foarte bucuros de felul cum a progresat și cum să lucra acolo. Și în una din situații când am vrut să conectez, am lucrat la conexia, eu cu fiul meu lucram la conexia unui capăt de grindă, așa, punând șuruburi pe stâlp, acolo, pe stâlp, conexia cu grinda cu stâlpul, de pe schelă, acolo... La un șurub nu puteam eu să n-aveam bine mână, că era pe după șurubul care trebuia. N-ați avut poziția potrivită. Așa, și atunci m-am tras de pe schelă, cumva în altă poziție, ca să pot să lucrez la ea și să pun șuruburile. Numai că eu lucrând la șuruburi și strângând la ele din o mică neatenție, m-am scăpat de felul cum mă țineam și am picat jos. Și atâta mai țin minte, că lucram acolo și că am picat. Dar după aceea de acolo încolo,
M-am mai trezit odată în elicopter, când m-a luat cu elicopter și m-a dus către spital. Când a vrut să mă dea jos din elicopter, eu am întrebat, dar ce se întâmplă, ce-i cu mine aici? Și atunci oamenii care lucrau în elicopter să mă dea jos și să mă ducă la spital, ăia mi-au explicat ce s-a întâmplat cu mine. Sunt aici din nou sănătos, mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat viață, m-a scos că puteam să fiu acolo jos, să nu mă mai scol sau să nu mă mai scoale nimeni de acolo viu, dar Dumnezeu m-a mai avut în vedere și mi-a mai dat viață. Sunt încă aici, în numele Domnului. Noi care am fost în ziua aceea la lucru, nu o să uităm niciodată ziua respectivă, pentru că greutatea care apăsa pe umerii și mintea noastră în ziua aceea, greutatea celor grinzi care trebuiau instalate și noi, niciunul dintre noi n-am mai fost implicați într-o lucrare de o astfel de anvergură. Să vedem grinzi de 9 tone, cum sunt ridicate de macarale cu niște funii uriașe, și aveam atâtea semne de întrebare, dacă se vor potrivi, dacă nu se vor potrivi, dacă ceva se va întâmpla. Noi ținem minte de asemenea stâlpul pe care dumneavoastră ați fost. Deci noi ținem minte exact locația unde s-a întâmplat și partea în care ați căzut. Pentru telespectatorii noștri, lucru care nu-l consider de mică însemnătate. Stâlpul de pe care fratele Sandu Milaș a căzut a fost singurul stâlp dintre cei 8 care nu avea nimic în jurul lui. Ceilalți stâlpi aveau grinzi, aveau materiale de construcții, chiar 2 dintre stâlpi aveau lângă ei ziduri cu fire de fier beton care ieșeau în afară. Un pericol extraordinar. Deci câteva lucruri noi le-am analizat după ce dumnealui a căzut și am trecut prin acest ordil. Dacă dânsul ar fi căzut de pe oricare alt stâlp, nu mai eram probabil astăzi să stăm de vorbă aici. Deci în primul rând, dumnealui a căzut de pe singurul stâlp care n-avea nimic în jurul lui. Apoi Dumnezeu a făcut, noi așa credem, ca în această cădere, lovitura dumnealui cu pământul să fie amorsată oarecum de poziția dumnealui. Când a căzut, a lovit pământul cu cotul, apoi cu șoldul și apoi a rămas pe burtă. Noi când am auzit un țipăt mare, toți ne-am oprit din lucru și am alergat înspre stâlpul acesta și înspre fratele Sandu Milaș, care era culcat cu fața la pământ. Am sosit primii încă cu un frate acolo și probabil din impuls, din inerție, fără ca să ne dăm seama exact de pericolul la care îl expunem, celălalt frate care era lângă mine l-a luat de umăr și l-a întors pe spate. Normal, n-aveam voie după astfel de cădere noi să ne atingem de dumnealui și să-l mișcăm, pentru că puteam să-i pricinim un mai mare rău. În momentele următoare, când eu am văzut cum dumnealui este întors și am privit la fața dumnealui, eu am văzut un om mort care era cu fața în sus și așezat cu spatele pe țărâna pământului. Alb la față, ochii puțin deschiși și dați peste cap, nu vedeam niciun semn de respirație sau de puls. După cum arăta, era un om care nici nu respira și nici nu îi bătea inima. Probabil că a fost o stare de șoc de moment la această cădere. În momentele următoare am rostit o rugăciune scurtă și toți cei care erau la lucru pe șantier s-au rugat atunci și eu am pus imediat mâna pe telefon și am sunat la urgență, 911. Cei de la urgență au răspuns imediat, m-au întrebat despre ce este vorba,
Le-am explicat, avem un om care a căzut pe pământ de la o înălțime de 23 de picioare. Aceasta e foarte grav, mi-a spus doamna de la capătul celălalt al firului, vă trimitem imediat elicopterul. Iar apoi m-a întrebat, respiră? Și eu am zis, nu respiră. Dar în momentul în care am spus nu respiră, am văzut pentru prima dată cum se ridică pe piept cămașa și se umflă pieptul de aer. Și am spus doamnei, dar acum văd că începe să respire. Asta e foarte bine, o să trimitem elicopterul să vină și să-l ridice. Nu mai rețin cât a durat, mi s-a părut că a durat o veșnicie, dar în următoarele probabil 5-10 minute a apărut elicopterul, a decolat undeva pe proprietatea bisericii, au venit și v-au luat. Până când elicopterul a venit, dumneavoastră v-ați revenit puțin, dar nu suficient ca să vă aduceți aminte de ce s-a întâmplat, și doar am auzit oftatul și gemetele cum vă doare la șold și la mână. Apoi am aflat că la brațul drept, cotul, cum a căzut pe el, e zdrobit complet. Am descoperit că bazinul este frânt în 3 locuri. Dar lovitura la cap n-a existat, ca să fie vizibilă. Gâtul și șira spinării au rămas intacte. Lucru care e foarte greu de explicat. Cum cade un om la 59 de ani, cât avea dumnealui atunci, de la 23 de picioare înălțime, pe pământul uscat și pietruit al Arizonei, cum cade și rămâne în viață și doar cu așa de puține urmări, deși că n-au fost puține, dumnealui a intrat într-o perioadă de reabilitare de vreo 6 luni de zile, chiar mai mult, de la spital la spital, de la operație la operație, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că astăzi, după atâția ani, este împreună cu noi ca să depună mărturie despre această lucrare. Pentru noi, dumnealui a fost mort pentru câteva momente sau minute și Dumnezeu i-a mai dat încă o șansă la viață și ne-a ascultat nouă rugăciunile. Rugăciunile noastre se îndreptau atunci către Dumnezeu dintr-o inimă durută. Toți care eram aici strigam și ziceam, Doamne, nu lăsa așa ceva să se întâmple, pentru că ar fi reprezentat o piedică și o descurajare totală pentru oameni. Chiar în ziua aceea, unii oameni au plecat de la lucru. N-au mai rezistat, au slăbit, s-au îngrijorat și am rămas cu o echipă foarte mică. Cu echipa respectivă ne-am tras în sala de mese și am rostit o rugăciune și am zis, Doamne, fii cu noi, Doamne, ajută-ne, și am decis că rămânem la lucru și continuăm munca, urmând ca eu să mă deplasez la spital, să văd ce se întâmplă cu fratele Sandu și să continuăm rugăciunea pentru dumnealui. Am făcut această introducere ca să aveți o idee mai clară cu privire la evenimentele care s-au întâmplat atunci și faptul că fratele Sandu a fost implicat în lucrarea de construcție într-un mod foarte substanțial. Bineînțeles că după aceea n-a mai putut să vină, am fost îngrijorați dacă va exista cineva care îi va lua locul, dar Dumnezeu a găsit soluția și poate într-o emisiune viitoare o să dăm câteva detalii și referitor la ceea ce a urmat după căderea fratelui Sandu Milaș. Nu la mult timp, căderea a avut loc în luna septembrie. 9-1-1 s-a întâmplat la 5 zile după căderea mea. 9-1-1. Ce-a fost atunci cu teroriștii
cu furatul avioanelor. Deci în 11 septembrie 2001 a avut loc atacul asupra Americii. Turnurile din New York au căzut și dumneavoastră 5 zile înainte de ați căzut 5 zile înainte. Așa a venit peste noi aici un val după un alt val și vă e ușor ca să vă aduceți aminte. Deci în septembrie, data de 6, dacă e 5 zile, 6 septembrie 2001, a avut loc acest accident și apoi noi am continuat lucrarea aici. Dumneavoastră mai aveți încă o experiență interesantă despre care noi avem mai puține detalii, deși că ceva cunoaștem. Experiențe la mine au fost trei, după cum am spus la început, trei mari experiențe care le-am avut aici în Arizona în cei 17 ani de când sunt aici. Și ultima cu operația. Ultima. Ce se întâmplă? Eu prima dată am căzut. A doua oară m-a atacat omul ăla și ultima care o am avut a fost o operație de inimă, care am avut-o... Când ați avut? 8 ani în urmă. Nu țin minte datele. Noi bărbații nu prea suntem interesați așa și mai... Important e că dacă sunt era aici... Dacă soția lângă dumneavoastră, probabil că v-ați spus exact. Să-mi spună datele. Ia... Yeah. Dar anyway, ultima dată am avut operația de inimă despicat. Mi-au fost înlocuite 3 vene și valva mitral a fost complet distrusă. Deci nu a mai lucrat. Și a trebuit să o fixeze când mi-a spus nevastă mea că doctorii când au lucrat nu știu de la bun început ce au de făcut. Ei o știu numai de venele care au fost înfundate și care au trebuit înlocuite. Dar când au aflat că și valva e distrusă și că nu mai lucrează, atunci au venit la familie să întrebe, ce zici, vrei să rezolvăm și plăm? Păi da, vrem, da. N-are rost să faceți lucru pe jumătate. Terminați-l. Și atunci la valvă nu știu câte vene și ce modificări au făcut, dar au trebuit să o modifice, că valva mitral nu lucra deloc înainte de aia. De aia am avut 3 hard attack-uri înainte de a face operația. Pe teren, la lucru. 3 hard attack-uri am avut. Și când s-au apucat și de valvă, au fixat toată valva și acum mulțam la Dumnezeu că mă simt foarte bine. De atunci, ca și cum n-aș fi avut operație de inimă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate și viață și iară sunt. Dar... din 3 hard attack-uri care le-am avut, după cum am auzit și eu pe la alții, că alții nu s-au mai trezit deloc. Din primul s-au trezit din 3 și ați trecut și printr-o operație 3 ori trecut hard attack-uri și plus operația care cu adormire și cu urmările, apoi o perioadă până m-am revenit și de la operație. Am avut un pic de hard time până s-a acomodat organismul cu ce s-a petrecut și cu durerea și cu operația, dar nu mult a durat până totuși Dumnezeu s-a îndurat și mi-a dat puterea și sunt în viață, sănătos. Mulțumesc, Domnule. Vă scăpați și vă ajută Dumnezeu să vă pensionați. Asta e un eveniment care urmează acum în data de... 4 ianuarie oficial. Se încheiază oficial, dar compania mi-a spus dacă vreau, că de la 19 decembrie și până în 4 ianuarie e perioada când e vacation-ul la copii. Și apoi eu am zis că am prins numai bine o ocazie să, înainte de pensionare, să prind câteva zile de odihnă. Dar compania a zis, dacă vrei să beneficiezi de salarii și de avantaje și pe perioada aia, trebuie să mai lucre o zi. După aia, să mai lucre o zi la companie. Așa că 5 ianuarie 2015. Dacă Dumnezeu dă viață, o să mai lucru. 5 ianuarie o să mai lucru și de acolo intru în pensie. După expresia americanilor și probabil și a românilor seculari și obișnuiți,
dumneavoastră ați păcălit moartea, asta e expresia folosită, de mai multe ori. Noi nu știu dacă ne simțim confortabil cu această expresie, noi nu putem să păcălim moartea, este Dumnezeu care ne dă viață și Dumnezeu stabilește clipa plecării noastre. Noi am dorit să mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în viața dumneavoastră, pentru felul în care v-a folosit în lucrarea lui în biserica din Houston, în biserica de aici, din Arizona, de la Happy Valley. Chiar dacă dumnealui n-a mai putut să vină la lucru în cadrul bisericii după căderea respectivă, ceea ce era normal, la câteva luni de zile a participat la cina Domnului împreună cu biserica și a avut ocazia să depună mărturie și să încurajeze. El a fost unul dintre oamenii care a încurajat frații din biserică să participe, să vină la lucru, să contribuie financiar și să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu. Deci el n-a rămas un om supărat pe biserică sau pe lucrarea de aici în urma acelui accident. Și am observat că până și accidentul respectiv a fost folosit de Dumnezeu pentru îmbărbătarea și încurajarea multora, în așa fel încât lucrarea lui Dumnezeu a putut să progreseze și noi suntem mulțumitori și recunoscători pentru felul în care Dumnezeu a lucrat. Din nou ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim încă o dată că ne permiteți să intrăm în casele dumneavoastră și să împărtășim cu dumneavoastră experiențele noastre. Dorim ca aceste experiențe să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră, o încurajare pe calea credinței. Dacă unii treceți prin astfel de situații asemănătoare cu cele pe care le împărtășim noi, dorim să vă puneți încrederea numai și numai în Dumnezeu. În final, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Credința noastră nu este bazată în totalitate pe experiențe. Credința noastră este bazată pe cuvânt, pe scriptură, pe cuvântul rostit de Dumnezeu. De acolo izvorăște credința. Experiențele noastre personale ne ajută, ne consolidează, ne întăresc, ne maturizează pe această cale a credinței și reprezintă pentru noi pași făcuți prin credință cu Dumnezeu. Și în final, noi, menirea noastră este să îl proslăvim pe Dumnezeu, să-l onorăm pe Dumnezeu și să-l arătăm pe Dumnezeu lumii. Nu scoatem în evidență neapărat minunile sau oamenii cu care Dumnezeu a făcut minuni, ci scoatem în evidență pe Dumnezeul, singurul care face minuni. Noi suntem recunoscători acestui Dumnezeu, în numele Lui vă binecuvântăm, vă dorim prosperitate, sănătate, har și binecuvântare. Ne vedem data viitoare cu ajutorul Lui.